scrie din Isaia 53, capitolul foarte cunoscut, de la versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suferit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la macelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Amin. Acest verset, așa de cunoscut, ne vorbește despre faptul că Domnul Iisus a fost disprețuit și părăsit de oameni. Starea aceasta nu ne place. Noi dorim să fim înconjurați de oameni, dorim să fim iubiți, ne place să fim integrați în ceva, ne place să fim parte din ceva. Părăsit de oameni nu ne place. Nu ne place să fim părăsiți. Pentru că există un sentiment de protecție în comunitate. În momentul în care faci parte din ceva, te simți protejat, te simți apărat, te simți într-un fel chiar justificat. Dacă cineva zice, păi ce o să fie cu tine, tu îi spui, stai, 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 ce o să fie cu mine, o să fie și cu celălalt, sau ce o să fie cu el, o să fie și cu mine, pentru că eu fac parte din ceva. Și în mare parte, dacă întreb pe un credincios care face parte dintr-o biserică majoritară, ce va fi cu sufletul lui, el imediat te duce la comunitate. Păi, dar cu popa ce-a fi? Dar păi, cu el ce o să fie? Pe ce-a fi cu aia, a fi și cu mine. Și așa de liniștit omul, că sunt atât de mulți care merg în iad, deci nu e nicio problemă că merge și el, dar nu-i Dumnezeu așa de rău să-i ducă pe toți în iad și numai pe aia 2-3 să-i ducă în cer. Întâlnesc această atitudine la oameni în sate unde sunt numai câțiva credincioși. Unde sunt mai mulți credincioși, acolo deja lumea își mai pune întrebări. Dar unde sunt numai 2-3, apoi se aude. Păi nu o să fie numai Grigore sau numai Vasile sau numai Ion să fie bun și toți noi să ăștia alții vom fi rătăciți și părintele. Domnul Iisus a fost acela ca Ion și ca Grigore și ca Vasile. Numai l-a părăsit. Și n-a fost numai Domnul Iisus așa. Dacă ne uităm în Biblie, îl vedem. Un Ilie a fost tot așa. Îl avem un Iosif, a fost tot așa, îl vedem pe un Moise, care a fost tot așa, îl vedem pe un David, care a fost tot așa, și pe toți prorocii, și găsim scris că în ei era Duhul lui Hristos. În ei era Duhul lui Hristos, ca noi să învățăm din ei pe Domnul Iisus Hristos. Învățăm pe Domnul Iisus Hristos dacă cunoaștem bine, bine de tot, întâmplările prin care au trecut ei. Dacă cunoaștem întâmplările prin care au trecut ei, ne proiectăm în ele, ne răspundem apă fața la față, așa zice proverbele, când cum răspunde în față, în apă fața la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Când citim ce s-a întâmplat în Vechiul Testament cu oamenii lui Dumnezeu, într-un fel ne contopim cu ei, ca și când privim un film și ne place personajul principal și parcă suntem noi în locul lui. Și îl urâm pe personajul negativ și ce bine că moare la sfârșit de obicei ca să țină suspansul. Așa e și Scriptura. E plină de imagini, de oameni, de filme în care noi ne proiectăm, ne oglindim. Și caracterul lor este imprimat asupra noastră dacă luăm din ceea ce învățăm de acolo. De aceea Dumnezeu vrea ca noi să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem cu detalii personajele din Vechiul Testament, pentru că prin ele Dumnezeu ne ferește de ispitele de astăzi și de încercările prin care trecem astăzi și de situațiile prin care trecem astăzi. Și una din situațiile cele mai neplăcute prin care suntem făcuți să trecem este părăsirea. Tu mă înțelegi, Aron, ce înseamnă părăsit? Verlassen? Da. În germană. Verlassen? Verlassen. Părăsirea este starea aceea când tu te duci într-o direcție sau nu te duci nicăieri și ceilalți se duc în altă direcție. Domnul Iisus, când a fost arestat, până atunci a mers cu el. Dar când a fost arestat, zice că toți l-au părăsit. A fost unul care a zis că el nu-l părăsește niciodată. Nu l-a părăsit fizic. A părăsit
cu capul, când a fost întrebat, tu ești nou, dar de unde nu ți-e? Nici vorba. Era acolo. Și Domnul Iisus l-a privit când a cântat cocoșul și i-a spus, pentru ca să-i arate ce e în inima lui. Asta este starea pe care Dumnezeu vrea să o învățăm, să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Noi nu suntem mai blești. Zice aici versetul 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Nu suntem mai blești ca cei din vechime. Nu suntem, vai de mine, acum noi suntem în epoca Harului, noi nu suntem chiar ca ei. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Starea aceasta este starea de confuzie. Când fiecare își vede de drumul lui, la ce se referă? Fiecare om este egoist. Fiecare om se iubește pe sine, fiecare om are drumul lui și zice, ăsta e drumul meu. Și te rog să-l respecti. Când te duci pe stradă, pe trotuar, vezi că vine unul din partea opusă, te dai deoparte sau se dă el. Fiecare își respectă drumul. Fiecare își vedea de drumul lui. Și comparația este, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Oile sunt ușor de împrăștiat, oile sunt ușor de speriat, oile au nevoie să stea în turmă, oile au nevoie de păstor și de multe ori au nevoie de un câine care să le întoarcă și de câțiva câini care să le apere de lup. Noi suntem turma pășunii lui și noi avem nevoie ca să fim protejați. Dacă nu, fiecare ne vedem de drumul nostru. Starea de a-ți vedea de drumul tău este o stare a omului egoist, a omului care nu caută drumul lui Dumnezeu. Calea lui Dumnezeu este în Sfântul Locaș, calea lui Dumnezeu se arată în Scriptură, este o cale a minții pe care poți să fii chiar părăsit. Dar dacă calci pe urmele Domnului Iisus, mergi pe drumul bun. Nu mai ești pe drumul tău. Fiecare își vedea de drumul lui propriu. Asta se înțelege. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui propriu. Care este voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu este aceasta. Călcați pe urmele mele. Apostolul Pavel are curajul să spună, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Noi vrem să călcăm, să facem urme noi. Noi am vrea să mergem pe un drum al nostru sau pe un drum al cuiva, indiferent, dar ne place să mergem pe un drum. O fi drumul nostru, o fi drumul al cuiva. Important este să învățăm din Scriptură să ajungem să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Are cineva curaj să spună eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos? Trebuie verificat. Dacă calcă pe urmele Domnului Iisus, atunci calci pe urmele Lui. Dacă nu, nu călca pe acele urme pentru că ești pe un drum ca și niște oi. Și comparația cu oaia este când a fost chinuit și a suplit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea ciorciunii. Și noi eram niște oi și Domnul Iisus era o oaie. Ciudat. De ce folosește aceeași comparație? Într-un loc, oaia este ca și simbol al rătăcirii și într-un loc, oaia este ca simbol al Domnului Iisus, ca o oaie. Domnul Iisus a fost dus ca o oaie mută înaintea celor ce o tunde. Este bună comparația? Pentru că versetul 6 este cheia Evangheliei. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Cum s-a rezolvat problema aceasta a rătăcirii? Fiecare, noi rătăceam cu toții ca niște oi, dar acum nu mai rătăcim. De ce? Pentru că Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Ce ne-a făcut una? Păi tocmai confuzia asta, tocmai păcatul în care am stat ne-a făcut una. Pentru că noi am fost făcuți, așa zice cuvântul lui Dumnezeu, am fost făcuți una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Oaia era cel mai folosit animal la jertfele din Ierusalim. Un om păcătos, când păcătuia, lua o oaie și se ducea să o jertfească. Și astăzi mergea unul și jertfea și poate că el mergeau 50 și jertfeau când lucrurile erau după rânduială, că nu tot timpul au fost, au mers ei și în altă parte. Când erau după rânduială, mergeau și jertfeau și mâine veneau alți iudei din alte cetăți cu oița de lănțuc și mergeau și o jertfeau și toată lumea vedea, voi s-au făcut ceva. Dacă merge la Ierusalim să jertfească o oaie, așa scrie acolo, dacă a păcătuit cineva, să-și ia o oaie și să aducă jertfă și se va ierta. Și poi mâine mergea altul și ce, unde ajungeau oile astea? Ajungeau pe altarul de Aram. Unde?
Înainte, o dată pe an, se aducea un miel ca jertfă de ispășire. Ce era comun la toate acestea? Că erau multe oi și era comună cenușa. Am fost făcuți una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui. Și el a murit, pentru că Hristos a murit să dăm și noi morții mădularele noastre care sunt pe pământ. Și el a murit și noi am murit împreună cu el. Și el și-a luat crucea și noi ne luăm crucea. Vedeți că se vestește o altă evanghelie. El s-a murit ca să nu mai murim noi. El a murit în locul nostru. El a murit, noi trăim cum vrem. Nu este așa. El a murit ca să murim și noi. El și-a luat crucea ca să ne luăm și noi. El a mers pe un drum ca să mergem și noi tot pe drumul ăla. Să-l mergem noi pe fiecare pe drumul nostru și Domnul Iisus să mergem pe drumul lui și la urmă ne vom întâlni niciodată. Ne vom întâlni și vom fi răsplătiți și vom avea cunună dacă mergem pe drumul lui. Apostolul Pavel, când își vede sfârșitul vieții, a fost tot așa. A fost tot părăsit, disprețuit și părăsit de oameni, ca și noi ceilalți. Versetul din 2 Timotei zice, versetul 10, 2 Timotei 4 cu 10, Apostolul Pavel zice așa: Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Creștin s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Într-un loc zice, cei din Asia, cred că în capitolul 1, cei din Asia toți m-au, versetul 15, 2 Timotei 1 cu 15, știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit. Între alții și Figel și Ermogen. Starea aceasta noi nu vedem la Pavel că zice, acum sunt pierdut, nu mai am ce face. Toți m-au părăsit. Mărturia mea îi zero pentru că n-am lăsat în urma mea o comunitate puternică de oameni care sunt fideli. Toți m-au părăsit. Apostolul Pavel a ajuns ca Domnul Isus. Domnul Isus l-au părăsit toți, pe apostol l-au părăsit toți. Pentru cine l-au părăsit? Găsim la Corinteni niște apostoli nespus de aleși. Apostolii nespus de aleși îs înaintașii clerului de astăzi, să știți. Pentru că de atunci a apărut taina fără de legii, a apărut apostazia, a apărut acea religie care imită creștinismul, care zice creștinism astăzi, cu cler, cu funcții, cu fast, cu temple, imită iudaismul în toate, imită sinagoga, imită templul, dar nu-l imită pe Hristos. Și nu poate fără bani. Deci e o religie care dacă i-ai luat bani, nu i-ai luat oxigenul. Cei din Asia toți m-au părăsit. Și totuși, ce zice un om părăsit? Ia ascultați versetul 7. M-am luptat, din 2 Timotei 4, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum, mă așteaptă coruna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cei care au iubit lumea de acum n-au iubit venirea Lui. Cei ce l-au părăsit pe Pavel, clar că n-au iubit venirea Lui. Și-au făcut o religie fără sfârșit. O religie care nu vorbește despre sfârșit și nu așteaptă sfârșitul, pentru că dacă așteaptă sfârșitul, frații nu mai dau. Fiți foarte atenți la colectorii de taxe religioase. Există o luptă cea bună, există o cale pe care suntem îndemnați să călcăm pe urmele Domnului Isus. Mai mult decât atât. Suntem chemați să fim lucrători în casa Lui. În 1 Corinteni, am mai multe locuri de citit, sper să pot să citesc pe toate. Și am și o poezie. În 1 Corinteni 3 cu 10 vorbește Cuvântul Lui Dumnezeu despre zidirea în urma apostolului. Deci nu numai să călcăm pe urma apostolului, ci să și lucrăm ca apostolul. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, 1 Corinteni 3 cu 10, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare se ia seama, se ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos.
Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Eram copil și duceam fân cu tata cu carul. Sute de care de fân, nu știu. Și mergeam la cântar și mă miram cu un car mare de fân. Știți câte kilograme are un car de fân? Cât credeți? 300, 250, 400 maxim dacă e verde, dacă nu-i uscat bine. Trage puțin la cântar. Fânul e voluminos, trestia e voluminoasă, lemnul chiar e voluminos, dar n-are nici greutate și n-au nici valoare. E foarte ieftin. Un car cu fân e cât un balut cu fân și dacă îl cauți pe piață, nu știu, 100 de lei, 70 de lei, foarte puțin. Și muncă multă să-l strângi, să-l faci. Și aurul, argintul și pietrele scumpe, poate că o casetă mică plină cu aur și cu argint și cu bijuterii, valorează cât un câmp întreg plin cu căpițe de fân sau cât tot câmpul plin cu căpițe. Vedeți ce vezi? Prin un câmp îl vezi, o casetă poți să treci pe lângă ea și nu o vezi. Lucruri mici care poți să le disprețuiești și poți să este și vorba, ai pierdut acul în carul cu fân. Un lucru prețios îl pierzi într-un lucru neprețios, într-un lucru lipsit de valoare. Să nu fie și viața noastră să pierdem credința care e mai scumpă ca aurul care pierde în carul cu fân al îngrijorărilor, în carul cu fân al filozofiilor, în carul cu fân al părerilor, carul cu fân al opiniilor diferite, al drumurilor diferite pe care merg mulți oameni și mai ales în carul cu fân al religiilor, al ofertelor care ni se fac de a fi într-un fel sau altul. Pentru că contextul din Corinteni era aceasta. Eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo. Nu sunteți voi oameni în lume. Mai este vorba aici despre casa mare. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 20. 2 Timotei 2, 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Observați un lucru. În primul rând, nicăieri, Cuvântul lui Dumnezeu nu face deosebire între creștini. Să zică, unii trebuie să lucreze și alții nu. Oamenii au făcut această deosebire. Unii lucrează. Știi, eu nu vorbesc, eu nu vorbesc prin Biblie. Îi las pe aia care spuși. Nu-i pus nimeni special. Și spus toți special. Dumnezeu îi pune pe oameni să facă lucrarea Lui. Și Dumnezeu îi cheamă pe oameni să facă lucrarea Lui. Domnul Iisus a zis, călcați pe urmele mele. Și El ce-a făcut? A făcut lucrarea. A citit fratele Andy. Mâncarea mea este să fac. Înțelesul este săturarea mea. Învățătorule, mănâncă, satură-te. Nu, nu, eu m-am săturat. Mâncarea mea este să fac voia Tatălui care este în ceruri. Eu mă satur făcând asta. Și noi fiecare suntem chemați să ne săturăm făcând voia lui Dumnezeu. Nu un om special, ci toți suntem chemați să avem o întrebuiințare de cinste. Această întrebuiințare este de două feluri. Într-o casă mare sunt vase de aur și de argint și de lemn și de pământ. Întrebarea pe care o pune Pavel este de care vrei să fii? Vrei să fii vas de cinste? Sunt slujbe mai puțin de cinste, de lemn și de pământ. Dar dacă vrei să fii, să-ți dea Dumnezeu de lucru, eu nu mă supăr dacă mi se dă orice fel de lucru. Dar atunci când fac cel mai la lucru, îmi place mai mult decât să desfac o mașinărie plină de șuruburi și de asta. Îmi place mai mult să repar un soft, un program, chestii din astea mai înțelepte, mai inteligente, unde schimbi o cifră și merge mașinăria. Adică știe că toată ziua ne ocupăm și cu asta. Dar și una și alta trebuie făcute. Ideea este să fim sfințit folositor stăpânului nostru, destoinic pentru orice lucrare bună. Ideea este că noi avem de făcut o lucrare, avem de zidit, fiecare să ia bine seama cum zidește deasupra.
Aș vrea să citesc o poezie. Dumnezeu, ca să poată să-și facă lucrarea, are nevoie de oameni. N-ar putea să lucre singur? Ba, poate să lucre. Și trupul nostru sunt funcții care noi nu comandăm de câte ori să ne bată inima, nici de câte ori să respirăm. Sunt cele mai multe funcții, sunt necontrolabile. Noi putem să controlăm când mergem la baie sau când mergem să mâncăm. Că ne foame, dar avem nevoie. Dar când nu putem să controlăm funcționarea inimii sau alte lucruri. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le face fără noi, dar sunt lucruri pe care le face cu noi. Lucruri pe care ni le-a dat nouă să le facem și ne-a luat părtaș la lucrul Lui. Ordinea este aceasta. În Vechiul Testament Dumnezeu a lucrat prin oameni greșiți, slabi, cu slăbiciuni, pentru ca noi să învățăm din ei. Și astăzi Dumnezeu lucrează prin noi și cu noi, ca alții să învețe prin noi. Este crucial și vital pentru Dumnezeu ca în adunare să lucrăm în așa fel încât îngerii privesc astăzi, domnirile și stăpâne din locurile cerești, să cunoască astăzi prin adunare înțelepciunea nespus de feluită a lui Dumnezeu. Nu numai îngerii și numai domniile, poporul evreu privește la adunare cu pismă. Te voi întărâta la pismă prin ceea ce nu este un popor. Copiii lui Dumnezeu sunt o mirare pentru evrei. Ei știu, în afară de evanghelicii care sunt pro-Israel, nimeni pe fața pământului nu ne iubește. Evreii știu asta. Dar indiferent ce știu evreii și indiferent ce vorbesc oamenii, noi știm mai mult. Noi am primit plinătatea revelației lui Dumnezeu este Noul Testament. Și Noul Testament se încheie pe acolo, pe la evrei, cu prin credință, prin credință, prin credință, prin credință. De ce? Noi învățăm de la ei și suntem profesori pentru alții. Și noi nu putem să ne pierdem această funcție pe care ne-a dat Dumnezeu, ne va da răsplată dacă ne-am făcut datoria. Vreau să citesc poezia Ștergarul, pentru că funcțiile pe care ne le dă Dumnezeu și onoarea pe care ne dă Dumnezeu este atunci când ne dă să facem lucruri de disprețuit. Lucrurile pe care nu le face nimeni. Lucrurile alea pe care, la care nu înghesuială. Amvoanele alea unde nu merge nimeni. Sunt trei pagini, sper să fie timp. Cred că ați auzit poezia, dar aș vrea să ne gândim mult la, cea, la ce citim. Am mai citesc un verset din Biblie și câteva gânduri spun. La cinea cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite. Dar vai! Uitase gazda, o slugă a trimite, un rob sau o cămilă ca după vremii lege, cureaua de pe clesne pe rând să le o dezlege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget, cum vor ședea la rugă? Sau cine își va pune ștergarul cel de slugă? Și iată cum se încruntă privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și Duhul îi întreabă, în fiecare zboară, n-ai vrea să spui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu, așa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul dintre ei. Dar tu, ce ții doar punga? Eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul l-am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist. Se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și în fiecare cuget, răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și, înfășurând ștergarul, s-a plecat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus și acum, câtă oară se așează iar Iisus, se întrebe tot prin Duhul pe cei ce-l încojoară. N-ai vrea să spui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră Mărioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus în rai.
dar azi sunt mii de amaruri. Necazul greu se curmă. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singuratici, lipsiți de mângâiere. Sunt prunci rămași acasă cu o mamă în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere osteneală și jertfă uneori, și nopți de priveghere, și iarăși muncă în zori. Nu mânui cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în gard la vreo bătrână. Să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rapsi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu, așa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu se aude același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cu luna lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-și iarăși taina, încet, a câta oară, se apleacă iar Iisus și, plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se îndoaie lângă trunchi, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi. La jugul fără slavă, Iisus din nou se înjugă. El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de-a ei țărână, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți voi ce în păcate nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alături de Domnul. Și nu uitați, pe cale orice lucrare e bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cunună. Amin. Dumnezeu caută oameni, am spus la început, și unul din texte care vorbește despre asta este din Ezechiel 22. Citim la până la sfârșit. Este o profeție de amenințare. Dumnezeu, prin profetul Ezechiel, îi avertizează, de avertizare. Dumnezeu trece de la bunătate la asprime. Așa cum am spus în dățile trecute, după ce își arată bunătatea, își arată și asprimea. Ezechiel 22 cu 27. Căpeteniile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care își sfâșie prada, varsă sânge, pierd sufletele, numai să-și potolească lăcomia de bani. Prorocii lui au pentru ei tencuiel de ipsos, vedenie înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu și Domnul nu le-a vorbit. Poporul din țară se dedă la silnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străini împotriva oricărei dreptăți. Și acum versetul 30, care nu vreau să-l citesc. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei mele și le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. Te întreb logic, de ce să nu faci un zid fără spărtură? De ce să faci un zid cu spărtură? Caut printre ei un om să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii. Într-un loc îl spune pe Ezechiel să iasă prin zid seara, să facă o spărtură în zid și să iasă. Spărtura este simbolul păcatului, simbolul agresiunii, când veneau dușmanii să cucerească o cetate, nu cucereau poarta, era greu de apărat, erau turnuri și era foarte greu de cucerit. Dar făceau spărtură într-un zid unde era mai slab. Și acolo era locul pe unde intra vrăjmașul în cetate și acolo trebuia să mergi și să lupți și acolo trebuia să mori. Și a zidi un zid și să stai în mijlocul spărturii ne vorbește despre piatra cea vie. Noi ca niște pietre vii. În momentul în care piatra moartă e dărâmată, trebuie să fii piatră vie. În momentul în care zidul e dărâmat într-un loc, trebuie să stai tu în locul pietrei și să aperi, să nu poată intra cei care vor să intre. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii. Acestea sunt imaginile Vechiului Testament.
Imaginile Vechiului Testament vorbesc conștiinței noastre. Cine cunoaște bine Scriptura, îl cunoaște bine pe Dumnezeu. Nu există altă cale de a cunoaște pe Dumnezeu decât Scriptura, pentru că în Scriptură Dumnezeu a pus oglinda inimii noastre. Noi ne oglindim acolo, noi ne vedem acolo, ne vedem în Ezechiel, ne vedem în Daniel, ne vedem în profeți și ne asumăm și ne angajăm în lucrul lui Dumnezeu. La un moment dat Dumnezeu zice, caut printre ei un om. Și tu, dacă cunoști bine voia lui Dumnezeu, zici, da, Doamne, sunt eu acel. Și vine Dumnezeu și zice, da, tu trebuie să fii calificat. Tu ai tot bunăvoința, dar trebuie să fii calificat. Și ca să fii calificat, trebuie să faci tot felul de lucrări mai mici. Și faci o lucrare mică și faci încă o lucrare mică și faci încă o lucrare mică. Și la un moment dat zice, acum ai făcut destul de mici, dau una un pic mai mare. Ceva puțin mai greu. Și dă un pic mai greu și dă și mai greu și dă și mai și până zice, acum îți dau ceva și mai greu. Și așa facem noi cu copiii noștri, așa facem cu angajații noștri și așa face Dumnezeu cu noi. Zice cuvântul lui Dumnezeu, cine este credincios în cele mici, va fi credincios și în cele mari. Dacă n-ați fost credincioși în cele mai mici lucruri, cine vă va da adevăratele bogății? Și Dumnezeu ce a făcut cu noi? Ne-a dat arbuna moștenirii noastre. Ne-a dat Duhul Său, ne-a dat o înțelepciune, ne-a dat o răbdare, ne-a dat o dragoste, ne-a dat un trup. Ne-a dat o viață, ne-a dat, să zicem, hai să zicem, trăim 80 de ani, 90 de ani, 100 de ani să trăim. Cât e asta față de veșnicie? O gămărie de ac față de un munte. Un nimic. E puțin, apoi Doamne, așa de puțin trăiesc. Așa de puțin, lasă-mă să trăiesc pentru mine. Nu, 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 așa de puțin trăiești pentru mine. Așa zice Dumnezeu să trăim pentru el. Și în această viață scurtă pe care avem de făcut, noi suntem invitați să nu ne vedem de drumul nostru, ci să călcăm pe urmele lui. Suntem chemați la lucrul lui, nu la lucrul nostru. Noi avem lucrul nostru și am vrea să-l facem, avem viața noastră și Dumnezeu nu zice că să nu facem, dar zice prima dată să facem lucrul lui. Așa e ordinea, nu eu am scris Biblia, așa am găsit scris în Biblie. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate aceste lucruri vi se vor adăuga. Să avem mai grijă aceste priorități, gândul nostru, mintea noastră, cugetul nostru să fie formate de Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii se pocăiesc atunci când ciocanul cugetului zdrobește în tăriturile minții. Când în tăritura minții este cu totul împotriva lui Dumnezeu, vine cugetul și Evanghelia întărește acest ciocan. Evanghelia se adresează cugetului omenesc, ne face vrednic să fim primiți de orice. Și sfărâmă în tăriturile minții. Noi avem în noi un război și în acest război mintea noastră zidește în tărituri și cugetul nostru primește lumină. Și arma luminii este Cuvântul lui Dumnezeu. Să lăsăm să învingă Dumnezeu. În cugetul nostru, Dumnezeu a învins atunci când descoperim lucruri care nu sunt după voia Lui și ne pocăim de ele. În același cuget este și întăritura minții și lumina cugetului. Și le punem față în față și spunem Dumnezeu, Doamne, gata cu mine, acum Tu. Acum cuvântul Tău. Și ai nevoie de rugăciune și mâine, și ai nevoie de rugăciune și poimâine, pentru că dracul nu și ia concediu și vine și mâine. Și spune din nou, așa cum le împășoară el, să ne lepădăm de orice piedică și păcatul care ne împășoară așa de ușor și să alergăm cu stăruință în alergarea care este înainte. Am spus, în viteza aceste lucruri, să fim oameni care Dumnezeu îi folosește dacă ne pocăim de lucrurile pe care Dumnezeu ne plac și dacă ne calificăm. Și dacă facem lucrurile mici, lucrurile alea neștiute, noi tare am vrea să le facem pe la mare. Așa ne place, dacă se poate să fim bine plătiți, dar fără calificare. Să fim bine răsplătiți, dar să muncim mai puțin. Și de multe ori unii zic, bă, ce servici mi-am găsit, că nu fac nimic și-s bine plătiți, salariu bun și așa mai. Nu există asta la Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște gândurile și să ne asumăm acele mici sarcini pe care Dumnezeu ne le dă și ne va da și mai mari și va putea. La urmă,
Primul cel mare al bătrâneții va fi părăsirea. Acest lucru nu ar trebui să ne îngrijoreze. Faptul că Domnul Iisus a murit părăsit de toți, faptul că apostolii au fost părăsiți, faptul că profeții au fost părăsiți, asta e calea. Și nu faptul că multă lume spune bravo, ci faptul că Dumnezeu spune bravo, trebuie să fie important pentru noi. Amin.